Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Tommy's Vibes. Copilul noastră fumează? Aveți măcar idee? Adică, până acum ceva ani, tata, de exemplu, la mine venea și mă mirosea, să vadă dacă miros a tutun. E, astăzi, degeaba vă duceți să vă mirosiți copilul, pentru că el nu va mai mirosi a tutun. El va mirosi a zmeură, a căpșuni, a kiwi, a cappuccino, a orice alte mirosuri absolut delicioase, iar dacă îl veți căuta în buzunare sau în rucsac, nu veți găsi un pachet de țigări. Ceea ce ați putea să găsiți este eventual un dispozitiv foarte fancy, care ar putea fi foarte ușor, ar putea să treacă drept un stick de calculator, spre exemplu. Vreau să vorbim astăzi despre vaping. Vapingul este noua țigară pe care o folosesc copiii și adolescenții. Veți afla informații șocante în emisiune, chiar de la 9 ani. Ei cred că vapingul nu înseamnă fumat. Invitații mei în platou sunt domnul Marius Cristian Oprișan, este președintele Asociației de Prevenire, Evaluare și Terapii în Adicții Echitas Constanța, fost șef al centrului, pot să zic, centru antidrog, ca să, așa, să nu mai zic toată denumirea. Bună ziua, bine ați venit! Și colegul meu, Mihai Petre, aici în platoul Tommy's Vibes. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru că ai acceptat-o și pentru că ai venit. Este o discuție nu tocmai confortabilă. V-am și spus de la început de ce. Ce ne spun cifrele, domnul Oprișan? În primul rând, haideți să vă întreb așa. Este vapingul fumat sau nu? Este, evident. Acum, depinde. Știți că în legea antifumat sunt niște dispoziții destul de drastice, să spunem, pentru fumătorii de țigări obișnuite. Și cumva mai relaxa, legea e mai relaxată pentru aceste dispozitive. De asemenea, și pe parte de, să spunem, reclame, la fel, legislația este mai relaxată în ceea ce privește aceste dispozitive, pentru că le vedeți au tot felul de centre, în marile mall-uri, foarte atractive, sunt pe peste tot la toate evenimentele. Le vom arăta și noi, pentru că i-am trimis colegului meu, Cătălin, ca să vadă cei de acasă. Mulți dintre părinți chiar nu știu cum arată aceste dispozitive. Mihai, tu ai apucat să... Știu cum arată, dar n-am apucat să văd din apropiere. Văd pe la tineri, pe la adolescenți. Îmi cer scuze pentru că v-am întrerupt. Da, apropo de reclame, Metrorex-ul a făcut un contract cu unul dintre cei mai mari, că sunt multe firme pe piață care iată dispozitivele, și Metrorex-ul a făcut dita mai contractul. Și toți părinții cu cei mici de mână care mergeau în metrou aflau ce minunat este, iată cum arată dispozitivele, da? Sunt mai multe feluri, sigur că sunt de toate felurile, astea am încercat. Sunt foarte, așa arată bine, estetice. Păi toate, că... Da, cele mai noi pe piață, așa arată. Eu am fost recent în Brașov și am văzut magazinul respectiv, pentru că eu am crezut că este un magazin de bomboane. Nu știu dacă știți, sunt niște candy shop-uri prin orașe, foarte colorate și cu tot felul de geleuri. Deci exact așa arăta acest magazin în Brașov, pe strada principală, pe strada lungă era magazinul respectiv. Extrem de viu, colorat, mirosea foarte frumos când treceai prin fața magazinului și trona mare pe vitrină, scria pe geam, scria foarte mare, mostre gratuite. Vino și testează, da? Zici că e o acadă azi. Asta spun. Din punctul meu de vedere este evident că designul și absolut tot ce ține de aceste aparate sunt destinate copiilor. Reclamele sunt foarte agresive și targetate pe, să le spunem, pe grupul acesta de adolescenți și tineri. Sunt prezenți la toate evenimentele muzical-artistice, prin curulote special amenajate, în timpul sezonului estival, în stațiuni, unde îți oferă acel dispozitiv gratuit pentru, nu știu, perioada cât stai pe litoral, numai să cumperi țigările acelea, tabacul de la ei. Deci reclama este foarte agresivă. Inclusiv în stațiile PECO, în toate stațiile o să vedeți promotori
care da, folosesc tot felul de dispozitive, de la contact pe Face, îți ia pagina de Face, îți ia adresa de mail și după care te bombardează cu tot felul de informații despre aceste produse. Dar acum să discutăm puțin și de ce, să spunem, sunt atractive și sunt preferate de adolescenți în detrimentul țigărilor clasice. În primul rând pentru că legea e permisivă cu aceste dispozitive. Și deci, acest teoretic, motiv, nici ele nu pot fi cumpărate de cei sub 18 ani. Teoretic. Da, eu mă refer la, teoretic. La consumul de tutun cu aceste dispozitive. Că poți să consumi în incintă, deci în locurile unde închise, nu este interzis, unde este interzis consumul de tutun clasic. De asemenea, toate reclamele spun că sunt mai puțin periculoase decât fumatul clasic și, practic, dacă folosești aceste dispozitive, chiar poți să te lași. Deci chiar sunt campanii care spun dacă vrei să te lași de fumat, de țigările clasice, să folosești aceste dispozitive, pentru că conținutul de tutun pe care tu îl inhalezi este mai mic, cantitatea este mai mică decât cea care o are o țigare clasică. Și, de asemenea, cum a spus și dumneavoastră, sunt foarte, foarte atractive și, cumva, inclusiv dispozitivul acela electronic dă o notă de... E cool. Exact. Să am un dispozitiv față din de țigara clasică care... Culorile sunt foarte vii, foarte extrem de atractive. Repet, uitați-vă bine, pentru că s-ar putea să fi găsit prin buzunarul copilului dumneavoastră o treabă de genul ăsta și efectiv să vă fi spus și e un stick de calculator. Și lipsa de studii, pentru că de acum încolo se fac studii serioase. Faptul că lipsesc studiile cu privire la efectele nocive ale acestor dispozitive face ca aceste dispozitive să fie folosite, să spunem, în detrimentul celor care fumatului clasic. Da, Mihai, pentru că pare că industria este nu cu un pas în fața statului, ci cu 700 de pași în fața statului, da? Industria își pregătește generațiile viitoare de consumatori fără, este evident, și citeam aseară câteva declarații vis-a-vis de faptul că a scăzut numărul producției și vânzării de țigară clasică, da, de tutun clasic, a crescut, a explodat în schimb tot ce înseamnă țigară electronică sau țigară cu fum, cu ăsta, cu abur. Că nu știam cum să urmesc, da? Deci, mie mi se pare evident, pentru că acest dispozitiv nu este pentru mine, fumătorul de 20 de ani, care eventual a renunțat la țigara clasică, a trecut la o țigară cu abur și încearcă în felul ăsta să reducă numărul de țigări, da? Dispozitivul ăsta, cu căpșunică, îi se adresează clar lui Fim. Copiilor. Copiilor. Nici măcar general, nu pot să spun adolescenților, că sunt vârstele sunt destul de mici. Foarte mici. Da. Cu toate că este interzis vânzarea acestor produse persoanelor sub 18 ani. Hai că, domnule, că își cumpără. Știu eu că merg în gașcă și își cumpără, clar. Pot să... Eu nu mai mare la bloc și ia și mie o de aia. Și prețul este foarte atractiv pentru ei. Este cu 30 de lei și își cumpără o treabă din asta din care fumează o săptămână. Principala problemă la momentul de față cu vaping-ul este că în jurul fenomenului se află foarte multă reclamă mincinoasă. Se spune că nu are efect nociv, dar noi nu știm care sunt efectele pentru că nu sunt studii făcute. Ori cred că ar trebui de la părinți să plece în primul rând informare, să informeze, să caute, să citească, să vadă, să înțeleagă, să întrebe și să nu fie foarte permisivi cu copiii lor, indiferent de vârstă, mergând pe principiul că nu le face rău. Pentru că nefiind studii, te trezești peste vreo 20 de ani de zile cu probleme grave la plămâni. Am citit și eu pe internet înainte de emisiune și scrie că e posibil să fie probleme foarte mari cu plămânii. Exact. De asemenea, cu cât mai devreme este utilizarea, cu atât este posibil ca să fie afectat creierul.
celui care folosește până la 25 de ani. Oricum și alcoolul nu e recomandat copiilor, adolescenților, tinerilor, mai ales dacă e... Pentru că sunt în creștere. Vodka, whisky, da? Tărie, în general. Prăjește... Circuitele și nu se mai regenerează. La fel se pare că este, se întâmplă și cu vapingul, dar pentru că n-ai un studiu care să-ți vină clar pe masă, domne, are efecte nocive grave, ne gândim că e mai, mă rog, e rău cel mai mic. Dacă stai să te uiți așa la toată plaja de ispite la care sunt supuși tinerii din ziua de azi și la care noi n-am avut acces, că nu existau pe vremea noastră, într-adevăr, probabil că pe această plajă vaping-ul pare să fie cel mai puțin nociv. Când ai cocaina lângă tine, te gândești că Mai bine că lasă-o să tragă două fumuri, da, și nu pățește nimic acum, dar peste 20 de ani, nu știu. De cannabis. Deci el se înlocuiește cu cannabis. De aceea și în foarte multe state din unde s-a legalizat consumul de cannabis în scop recreațional din Statele Unite ale Americii, consumul de cannabis l-a depășit pe cel al consumului de tutun, dar asta și datorită politicilor acolo foarte stricte pe consumul de tutun. Adică nu poți să-ți iei decât de la automate, unde tu trebuie să scanezi cartea de identitate, sunt magazine speciale, nu ca la noi, la casa, de la marketuri, sunt acele dulapuri sau de unde ți rafturi, de unde cel de la casă ți dă țigările. Deci, cumva, pe aceste măsuri stricte pe tutun și relaxarea legislației pe cannabis, a crescut consumul de cannabis în detrimentul consumului de, posibil, de tutun. E posibil să înlocuim tutunul cu ceva mai rău, fără să știm. Acum, să știți că studii sunt și vreau să vă să informăm spectatorii că, telespectatorii că sunt două zile de marcare a... să spunem problemelor care le dă consumul de tutun și aici este 31 mai, ziua internațională antifumat stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății și a fost joia trecută, ziua națională fără tutun, care se marchează la noi în țară începând cu anul 2002. La nivel mondial, să știți că pe primul loc la consumul de tutun este China, urmată de India, asta e datorită numărului foarte mare de locuitori, iar în Europa, ghiciți unde se consumă cel mai mult tutun. Nu spuneți în România, că nu... În Bulgaria, la vecinii noștri bulgari. Acum, se poate spune că aici contribuim și noi, pentru că prețul pachetului de tutun e la jumătate de preț față de cel din România. Le-am crescut statistica bulgarilor. Da, deci Bulgaria este pe primul loc, urmată de, dacă nu mă știu, Slovenia și Germania, iar la polul opus se află, evident, țările scandinave. Noi ne aflăm undeva pe locul 14 la, să spunem, jumătatea clasamentului. Să știți că în 2017, atât în județul Constanța cât și în Turcia, au fost efectuate două studii privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri în rândul populației școlare de nivel liceal și profesional. Consumul de tutun, să știți, era undeva peste 50%, 50-51% în județul Constanța, în rândul elevilor de, de liceu. Mult. Peste jumătate au experimentat cel puțin o dată, deci au consumat cel puțin o dată, asta înseamnă au experimentat consumul de tutun. Acum, faptul că tu te duci sau vorbim noi și informăm populația, să știți că nu este suficient. Aici, corect, autoritățile trebuie să se implice cu foarte multe programe, în special pentru adolescenți și tineri. Și mi-au cam minte, erau mai acum 10-15 ani, erau campionate interșcolare de fotbal, de volei, de concursuri de tenis. Era, dacă nu mă înșel, Cupa Gaudeamus în mediul universitar, iarăși erau între facultăți. Adică se încuraja desfășurarea activităților sportive. Și acum se încurajează, cu tot ce înseamnă, da,
fenomenul, adică spectatori, îți veneau colegi, chiar dacă tu nu jucai în echipa respectivă, dar te duceai, încurajai, adică desfășurai niște activități sănătoase. Chiar spre surprinderea mea, când am aflat că numărul mare de persoane care doreau să se înscrie la Palatul Copiilor, la acele cercuri, iată că suntem pe o direcție bună, dar nu este suficient, noi trebuie să creștem, trebuie să facem terenul de sport, trebuie să găsim niște alternative cu care să venim în ocuparea timpului liber, pentru că aici este marea problemă. Și o legislație foarte dură în domeniul mai trebuie. Nu s-a lămurit cu terenurile de sport din curtea școlii. Sunt deschise, sunt închise. Înțeleg că teoretic sunt deschise, practic sunt închise. Sunt închise, practic. Uh-huh. Da. N-ai unde, deci tu ca tânăr, da, avem și noi o vârstă, da? Jucam, neceam în curtea școlii și jucam după ore. Da. Era deschis, nu aveam nicio treabă când eram. Acum să știți că nu au ce să facă. Nu, exact. Nu, merg la cluburi, merg, fac sport. Tu, ca părinte, dacă nu îl îndrum către un club, altă variantă nu există. Nu există, da. O să-ți citesc, Mihai, apropo de, spuneai de studii. Hai, da? O să citești eu ceva. Eu am un interviu pe care în România se vorbește puțin despre vaping. Puțin spre foarte deloc. Puțin, da. În străinătate se vorbește, mai ales în Statele Unite, da, se vorbește foarte mult. Pentru că și consumul e vă în măsură. România, de asta spun că industria este cu 700 de pași în fața statului. Pentru că noi până când ne dezmeticim, noi și la etnobotanice, până când ne-am dezmeticit noi, fenomenul era deja flagel. Adică prăjise pe mulți. Exact. Până când ne trezim noi să vorbim despre un subiect, deja toată lumea pare așa că e brav vorba aia, că știe tot satul, dar nu știe bărbatul sau ceva de genul ăsta. Da? Deci până când se prinde statul român că stai puțin că avem o problemă, lucrurile sunt deja... Doctorul Radu Țincu a vorbit pentru cei de la Antena 3, medic primar, terapie intensivă, toxicologie la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, a explicat efectele fenomenului ucigaș al consumului de droguri în rândul tinerilor. A făcut omul, face apeluri peste apeluri, medicul Țincu vorbește peste tot, către autorități, către părinți, către toată lumea și spune, din păcate, situația în ultimii ani a evoluat extrem de grav. Am părinți care vin cu ai lor copii de 13-14 ani deja dependenți. Da. Deci la 13-14 ani copilul iese deja dependent. Nu se mai poate opri din consumul substanțelor psihoactive. Aici vorbește despre droguri, da? Da, dar știi despre ce vorbește? Despre drogurile pe care copiii le ingerează în dulciuri. În dulciuri și geleuri. În... E vorba de acele geleuri care conțin acel cannabis semisintetic HHC. Care nu este pe lista drogurilor, înțeleg. Care nu, da, e... E substanță periculoasă? Nu, se încadrează în noile substanțe psihoactive, așa numitele etnobotanice, și în acest motiv nu se află în cele recent trei tabele. Recent a fost în România, mai scandalul pe această temă. Nu? Au fost și niște percheziții. Da, fabrica de vise sau fabrica de la bucurii, Iași, nu mai știu. Da. Și la București mi se pare că față era în față... Era chiar un polițist care vindea. Dar erau și vaping-uri acolo care conțineau HHC. Exact. Bun. Când vinde cineva așa ceva... El o face știind ce face. Și are și o clientelă care probabil știe că de acolo merge și ia un vaping care îi creează deja o stare mai bună decât normalul. Deci, înclin să cred că nimic nu este întâmplător în povestea asta. Nici măcar cel care vinde, eu cred că nu vinde la întâmplare. De regulă știe foarte bine cui se adresează, mai ales dacă în dispozitive adaugă și substanțe de acest gen. Dă-mi și mie voie să citesc ceva, pentru că înainte de emisiune m-am citit și eu că aparența este exact cum am descris-o noi aici, nu face rău. Și un fum, e un abur. Până la urmă, care e problema? Lăsând la o parte că pe mine mă deranjează, de pildă, dacă eu sunt nefumător și fumează lângă mine abur, dar asta e o altă discuție, că are un miros care nu e un miros curat. Da, e. Nu toate. Tu vorbești acum despre ce fumez eu, ca să fie treaba clară. Da? Ce fumez eu și ce fumează și alții, adică acele țigări pe care le introduci, nu, dar pe alea, vapingul ăsta cu... Deci vapingul reclama, ăsta cu... Reclama este că prin acești vapori, practic, nu se elimină în atmosferă. Deci se elimină fumatul pasiv, să spunem. Da. Ceea ce este fals, pentru că se elimină prin acești vapori. Deci uite, da. Ce conține aerosolul țigărilor electronici? Despre asta este vorba, da? Conține nicotină.
Păi ce am făcut? Nu mai fumăm țigări, fumăm vaping, dar tot vapăm, dar tot nicotină conține, care este adictivă și care poate afecta dezvoltarea creierului adolescenților. Da? Dacă este utilizată în timpul sarcinii, nicotina poate provoca naștere prematură și naștere unui copil cu greutate mică la naștere. Exact ca la țigara normală. Deci, doamnele, dacă ele cred că păcălesc sistemul vapând sau făcând vaping, nu știu cum este formularea normală, că și așa, nu, și așa. Nu e un termen românesc, da. Greșesc. Apoi, particule ultrafine care pot fi inhalate profund în plămâni. Și de mine, ca fumător, dar și cât de ăla care e de lângă, care preia abură de la mine. Arome precum diacetil, o substanță chimică care poate cauza o boală pulmonară gravă, denumită bronșiolită obliterantă. Compuși organici volatili, care pot provoca iritații ale ochilor, nasului și gâtului, dureri de cap și greață și pot afecta ficatul, rinichii și sistemul nervos. Substanțe chimice care cauzează cancer, substanțe cancerigene, cum este formaldehida, și metale grele precum nichel, staniu și plumb. Păi mai vrei să mai fumezi? După ce citești numai astea 5, atât. Gata, s-a terminat povestea. Vedeți, cumva ne-am focusat pe problematica consumului de droguri. Da. Și derizoriu a rămas... Scăpăm asta. De asta am și vrut să vorbim despre... De tutun. Dar să știți că nici legislația, și aici mă întorc chiar și în mediul școlar, unde se fumează și se fumează foarte mult și unde profesorii și, să spunem, directorii, deci cadrele didactice, nu au ce să facă, pentru că nu îi ajută legislația. E adevărat. Și nici... nici măcar pe partea administrativă, nouă, înainte ne scădea nota la purtare, deci erau niște măsuri care se luau. Nu, acum nu nici măcar aceste pârghii nu mai sunt, deci practic ei trebuie să sesizeze dacă o persoană consumă în spațiu închis și încalcă prevederile legii antifumat, trebuie să sune ori la protecția consumatorului, ori la DSP, ori la poliția locală sau poliția națională. Deci acestea sunt cele patru instituții care pot să aplice măsuri de sancționare. Să-i cheme, să zic, părintele. Acolo la părinte cred că este principala problemă, că părintele nu știe ce se întâmplă. Eu aș spune altceva. Să știți că sunt părinți care preferă să le cumpere el pachetul de țigări din ce în ce mai mulți și să le dea, să zică, domnule, uite, măcar știu că fumează de față cu mine, am eu controlul, ceea ce se întâmplă mai nou și la droguri. Preferă să ia el, părinte, anumite substanțe care consideră că sunt mai ușoare, mai, și aici mă refer la cannabis, vezi, și să-i Pascu, dea... Cazul Pascu. Da, păi de, da, eu adică am să zic că, uite, îi dau ceva... Pascu este un singular? Caz... Da. S-ar putea să nu fie. Păi, nu, deci cam asta spune domnul Pișan acum. Aveam, adică... și în Constanța, aveam și în Constanța cazuri de părinți, s-ar putea să nu fie. Deci, care spuneau, domnule, uite, eu prefer să-i dau cannabis decât să consume toate prostiile. Că este, iarăși, mergem pe reclama aceasta agresivă, responsabil. Că e o plantă, e naturală, e... Cum îi spui tu, Mihai, acelui om, că irresponsabil, este un părinte, irresponsabil, dacă el vine și ți-arată foarte clar, domnule, uite, sunt atâtea state în care s-a legalizat consumul. Treaba asta vine și peste România. Să nu ne facem iluzii și să spunem noi că, iar o să spună Dorian, te pupăm, Dorian, iar o să spună Dorian, ați făcut o emisiune de moși. Așa o să spună, cum mi-a spus și mie cu altă ocazie. A zis, ați făcut o emisiune de moși în care ați vorbit așa despre ca și când pe vremea mea, nu pe știu vremea ce. Mea, da, deci, pe vremea mea, pe vremea noastră, dar repet, vine peste noi și treaba asta. Nu vă faceți iluzii că nu se va legaliza la un moment dat și în România. Să vă dau un alt exemplu. Când eram la Centrul Antidrog, aveam niște campanii pentru cei din grădiniță, grupa mare, clasa 0, clasa 1, pentru dezvoltare de abilități sănătoase de viață. Feedback-ul de la copii, foarte interesant. Deci erau copii care veneau și spuneau ce se întâmplă acasă. Da? Că el învăța la școală că trebuie să mănânce sănătos, nu trebuie să fumeze, cu alcoolul la fel. Da. Și vede acasă. Bun. Și acasă, da? Tata fuma în casă. Da. Ba mai mult, mergeau la petreceri și acolo tata mai consuma, mai trăgea un pahar de bere, două, se urca la volan după aceea. Și copilul, chiar au fost copii care au atras atenția părinților, care au venit după aceea și în loc să unii să zică, da, domnule, uite, am greșit, e foarte bine ce e așa,
au, cumva au venit și au avut o discuție cu doamna educatoare că nu e bun acest proiect, că au ajuns copiii să-i tragă pe părinți la răspundere, dar pe partea aceasta. Da. Dacă asta e situația, copilul ajungem iarăși la, vedeți că părinții trebuie să fie exemple pozitive pentru, pentru copii. Și aici mă refer și la comportament, da, cum te comporți, cum, normal, dacă tu ești agresiv, înjuri în trafic. Da, copilul preia tot, normal, preia și tot comportamentul tău ca părinte. Fumezi, bei, nu respecti absolut nimic, nicio lege, da? N-avem cum să avem pretenții după aia că la 16 ani el este prins că nu știu ce se întâmplă sau face accident, era sub influența consumului și atunci ne trezim și spunem, domnule, cu ce am greșit, adică ce trebuie să facem de acum încolo. E cam târziu. Spuneai că vine peste noi. Da. Da, vine ceva rău, nu vine ceva bun. Eu n-am deci, spus că vine ceva bun, spun doar că vine. Dar nu trebuie să ne obișnuim cu rău ca să, doar pentru că vine. Trebuie luptat cu rău dacă vrem să facem ceva bun. Cum lupți, Mihai? Cu ce argumente uite, îi spui tu copilului care vine și îți spune, păi, sau adultului, da? Pur și simplu familiei care da, vine este și sănătos. Spune, păi cum, e o plantă, mi-o crez la mine în casă, da, au găsit chiar acum o săptămână, cred, era unul, i-am scris da, eu ideea de a face, da? Păi nu, asta se da. Cultivă, da, tu își cultivă, își pune frumos pe pervaz, da, și zice, uite, tăticule, cultivăm amândoi, ne apucăm de grădinărit. Creează dependență. Tăticule, ne apucăm amândoi de grădinărit, uite, punem frumos aici, plântuța, o îi dăm lumină, îi dăm apiță și apoi o fumăm amândoi, tăticule. Ca să nu te duci tu să cumperi porcăriști, cine știe de pe unde, uite, îți dă tata ceva sănătos. Să știți că aici e un sâmbure de, să spunem, de adevăr, dacă am putea spune așa. Asta vreau! Pentru că... Asta vreau! Pentru că... și aici aș vrea să explicăm puțin. La nivel mondial sunt două teorii pe, în ceea ce privește traficul și consumul ilicit de droguri. Dom'le, n-avem cum să-l oprim, hai să le dăm voie să consume. Una drastică, și aici mă refer la cele 53-54 de state unde direct. Traficul și consumul da. De droguri este pedepsit cu pedepsa capitală. Deci nu de închisoare vorbim, vorbim de pedeapsa capitală. Și aici nu, da, este Indonezia, este China, da. Este Iordania, dacă mergeți în Iordania, Singapore, o să vedeți că primiți... Singapore sunt patrămadă, da. Exact. Și lumea, să spunem așa, lumea democrată, lumea civilizată, restul lumii, unde se face o diferență clară între, să spunem, traficant și consumator și unde, să spunem, că pedepsele sunt mai mici, da? Deci și vorbim unde s-au de... și legalizat și droguri. Unde, da, s-a legalizat în scop recreațional cannabisul. Acum, asta este și politica Uniunii Europene, pentru că multă lume știe că numai în Olanda da, sunt acele magazine da, unde poți să te duci și să coffee shop-uri, așa, și să consumi și ții de toate de acolo, și prăjituri cannabis. Și... Exact, să fumezi. Da, toate produsele au un conținut da. de cannabis. Dar, bine, e cumva reglementat, dacă ești minor nu poți să intri acolo, nu poți să nici să pleci de acolo cu aceste substanțe, trebuie să le consumi acolo. Bine, ai noștri mai pleacă, dacă... da? Și așa se dorește cumva și în restul țărilor. Și aici mă refer la Germania, care are deja legea în Parlament, și urmează Malta, Luxemburg, Cehia și Elveția. Deci, foarte aproape de a legaliza acest consum. De exemplu, în Spania, tu poți acasă să-ți crești până la 3 plante exact și să consumi mai numai acasă. Deci nu poți să consumi, Mihai, să pleci cu țigarea, da. Să, te rog. Deci, pe stradă. Asta voia. Să aud cealaltă, da? Dar sunt, asta vreau să vă variantă. Spun, sunt niște politici asumate, politic, din punct de vedere politic, de către aceste am state. Am înțeles, niște indivizi se duc acolo, toate... ajung întâmplător sau mă rog, cu votul nostru acolo și decid pentru noi că, bă, e sănătos să consum cannabis până la 3 plăntuțe, da. E ok. Deci ce faci în situația aceea, și Mihai? Să știți că din acest motiv și specialiștilor care merg în școli să spună ce efecte nocive au aceste substanțe, întrebarea care vine de la adolescenți este, păi, bun, sunt nocive, dar de ce sunt legale în X, Y state? Au dreptate. Exact, asta este întrebarea. Ne întoarcem la ce spune domnul Oprișan la statele
pe care noi îndrăznim să le numim nedemocratice până la urmă, da? Dar care se pare că sunt înaintea celor democratice la acest capitol, cu o legislație foarte dură și care își păzesc populațiile de consum, indiferent că e o plantă sau că mai multe, indiferent că e vaping sau că e altceva. Pur și simplu te-a prins, s-a terminat povestea. Eu sunt pentru astfel de legislație, cât mai dură, ca să poți lupta cu flagelul, cu fenomenul, pentru că el altfel să știți că se strecoară. Nici acolo, dacă îmi permiți, că nu sunt lucrurile rezolvate și nu stau pe roze. Când ai o lege așa... De ce spun că în Malaezia, dacă mă înșel mai acum câteva luni de zile, Amnesty International chiar atrăgea atenția că era condamnată la moarte o femeie pentru o cantitate foarte mică de droguri care s-a găsit asupra ei. Bine, făcea trafic. Bun, dar de ce... iartă-mă. Iertați-mă. Guvernul... De ce să ai drog la tine, că nu înțeleg? Ce faci? Asta a și spus guvernul, a ieșit tailandez și a zis, domnule, nu contează așa, da? Era vorba de trafic. Și se aplică legea pentru toată lumea, indiferent că... Bun. Nu sunt pentru pedeapsa capitală, ca să te înțelegem, dar eu exclu pedeapsa capitală din orice fel de discuție, dar închisoarea... Că eu zic că e 2, că e 5, că e 10, că sunt 30, poate că îți băgă mințile în cap dacă te-a prins cu o, o frunzuliță de cannabis la tine. Acum da? trebuie să spunem, da, că în România, ca să înțeleagă telespectatorii, consumul de droguri fără rețetă, da? Da. De droguri ilicite fără rețetă, este interzis. Deci, inclusiv cannabisul. Deci da, este interzis traficul, producerea, da, inclusiv consumul. Vreau să... Te rog. Cred că trebuie să fie mai dură legislația, unul la mână, și doi, pentru că tot am plecat de la vaping, trebuie extinsă cumva legislația către tot ceea ce înseamnă fenomen. Asta care vreau poate să conducă la adicție, în primul rând, și în al doilea rând, la fel de grav, la îmbolnăvirea celui care folosește. Indiferent ce folosește. Deci mie mi-este teamă că peste 20 de ani, nu mai mult, tinerii care astăzi vapează se vor îmbolnăvi grav de diverse boli. Astăzi ne uităm și avem cu toți în jurul nostru multe cazuri de cancere. Da? Astăzi, în condițiile în care totuși nu poți să spui că s-a întâmplat ceva spectaculos din acest punct de vedere ca să fie un rezultat al unui consum de ceva. Bun, avem Cernobâlul, avem și altele. Putem să găsim explicații, dar peste 30 de ani, 20-30, dacă ne vom trezi cu un val de cancere la cei care vor avea 40 de ani de pildă, 50 de ani și ne întrebăm, bă, dar de ce s-a întâmplat, s-ar putea să fie asta explicația. Și vom sta și ne vom uita, păi da, dar noi ne-am gândit că e răul cel mai mic, părinții au cumpărat o țigară de-asta electronică pentru a-l avea cumva sub control și a avea comportamentul sub control, dar de fapt l-au omorât. De fapt, știi de ce? Pentru că tu ca părinte, în momentul în care ai de ales între, să zicem că ajung acasă și găsesc... Te rog. Bun. Și apoi în continuă ideea. Cu părinte, da? Părinții mei au fumat. Tatăl meu a fumat, a murit de cancer la plămâni. Bun. Mama mea încă mai pufă, mai fumează, da? Eu în familie n-am avut un exemplu viu de hai nu fuma, că nu e bine. Dar mi-au spus asta. De la bun început. Dacă te-am prins că fumezi, te-am spart. Chiar dacă ei fumau. Absolut. Îți dai seama că tu, văzând părinții tăi că spun ceva și că așa, zici, băi, lasă că... Bun. Eu n-am fumat. Recunosc în clasa 8-a, la banchetul de clasa 8-a, când efectiv toată lumea fuma, pentru că era banchetul de clasa 8-a, am prostit și eu cu 2-3 țigări, da? La oaltă cu toată lumea. Dar cam atât. Asta a fost. Și la adolescență, cred că m-am prostit cu niște prieteni, am fumat un trăbuc și era să leșin. Asta a fost tot. Asta a fost norocul tău. Părinții mei când mi-au spus, nu e bine, chiar dacă noi facem ceva care nouă nu ne face bine, dar ne asumăm acest lucru, noi spunem ție să nu faci asta. Pentru că noi cumva știm mai bine, explicând că au o dependență, mă rog, dar te rog frumos și mi-au spus... Te rog frumos până la o vârstă, după care, până la o vârstă te spargem și după, hai, te rog frumos, nu fuma. Mie, ce mi-au spus părinții mei, mi-a rămas în cap pur și simplu, ca literă de lege. Nu fuma, că nu e bine. Și l-am pe tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, exemplu viu, care cred eu că și din cauza fumatului s-a dus mai repede dintre noi. Și când eu am aceste cazuri, evident, în familie, nu mă stau să mă gândesc că fumez o țigară, două, trei, că nu se pune la plămân sau că iau un de-asta o electronică, la fel că îmi face bine sau că nu face rău sau că îmi face mai puțin rău decât mi-ar face o țigară.
am eliminat tot ce înseamnă posibilitate de a fuma, încerc să mă protejez cât mai mult. Prietenii în jurul meu care să fumeze am o grămadă, am avut. Pentru mine era un coșmar ca nefumător să mă duc într-o cărciumă, toată lumea fumează, iertați-mă, miroseau și chiloții afund după ce ieșeau de acolo, da? Da. Și am stat într-un birou, era îngrozitor. Dar acum dacă se întâmplă așa ceva, este, nici nu știu pe unde să fug. Este bine că e mai multă restricție. Cer scuze pentru cei care fumează, că știu că probabil acum nu sunt foarte simpatic. Dar să știi că, uite, eu sunt fumător și eu mă bucur pentru că, deși inițial mi se părea imposibil și mi se părea extrem de enervant, nu mai ieșeam nici măcar la o cafea pentru că mi se părea groaznic, da? Între timp s-a dovedit că este mult mai plăcut să-mi iau cafeaua și să ies pe terasă și să fumez țigara respectivă și apoi să mă întorc și să nu-mi miroasă hainele, părul, exact cum spuneai și tu mai devreme, nici să nu fac rău celor alții. Trebuie să spunem că în Parlament este un proiect de lege care năsprește sau vine să completeze legea antifumat și acest proiect prevede interzicerea fumatului în parcuri, la locurile de joacă, în zona școlilor, tot ce înseamnă școală și unități medicale. Și ce este foarte important, în autoturism, da, dacă ai un copil minor. Deci nu ai voie să fumezi. Te rog. Observăm din ce spune și domnul Oprișan că la nivel mondial legislația devine foarte dură cu fumatul. Da, din ce în ce mai dură cu fumatul. Cu fumatul, cu fumatul tradițional. Cu țigările, cu... Mă rog. Bun. Și vedem că în ceea ce privește vaping-ul este deja o adevărată industrie. Da? Ne-am întrebat dacă în spatele industriei de vaping nu ar fi oare aceleași firme care sunt și în spatele... De ce n-ar fi? Da, că deci, Eu cred că sunt aceleași, normal, asta își face. Odată îmi pregătesc viitorul. Și atunci... Și vă mai spun ceva. Ăștia vor binele oamenilor? Nu cred. Legislația ok. Zice că dacă eu am magazin, n-am voie să-i vând copilului... Dar eu copil fiind... Nu am de ce să mă duc la magazin. Eu deschid frumos o aplicație de delivery. Bifez acolo că am 18 ani. Sigur. Deci încă o dată. Și vine curierul și mi-aduce la poartă. Bine. Aici, dacă părintele este acasă, copilul are o problemă. Nu poate chiar să... De ce să fie părintele acasă? Că noi, dacă noi acasă, ca părinți, gata, nu stăm 24 de ore din 24 acasă. Adică eu n-am nevoie să mă duc la magazin. Eu repet. Știu un caz de... adolescentă, cred că 14 ani, poate chiar mai așa, care a făcut tot de asta. Da? Păi, încă o dată, de ce n-aș face? Că nu mă oprește nimic, ba din potrivă. Absolut, ba din potrivă, îmi dă și senzația că e în regulă. Că e și legal, corect. Că e și din moment ce este la liber. Și o să... De acord. Pentru că vreau să vorbim și despre dulciurile astea cu droguri. Că, repet, mă gândesc și eu, adică mă duc acasă și îl găsesc pastimiu cu niște ursuleți, da? Și ce fac? Zic că sunt... Ia m-am ieșit unul, că e bun. Păi, și ursulețul? Te simți mai bine. De unde să știu eu? Da. Eu știu că ursulețul e ăla. Ce aveam noi? Haribo. Haribo, exact. Da? Deci ursulețul este ăla. Haribo, ursulețul inofensiv, care cel mult mă Jelibon, face diabet. Dă diabet, da? Mă face bolnav de diabet. Și când colo, geleul, na, că e altceva. Medicul Țincu spune așa, din păcate discutăm despre substanțe care sunt de sinteză. Marea problemă a așa ziselor etnobotanice este că îi induc pe cei tineri în eroare, pentru că de multe ori ei le procură în mod legal. Etnobotanicele, bine, da. Pentru că le cumpără, în mod legal cu ghilimele, pentru că le cumpără de pe tot felul de site-uri. Da. Și atunci își creează cumva o deculpabilizare. Dacă pot să le cumpăr prin curier, să vin acasă, înseamnă că ele nu sunt atât de nocive. Ceea ce este fals, spune medicul Țincu, da? Deci aici autoritățile lipsesc, nu există în discuția asta pe care o avem. Deci copilul intră pe site, la 15 ani ce face? Intră pe site-ul cu ursuleți, da? Sau pe Telegram, sau pe nu știu unde unul vinde ursuleți sau negrese. Ăla vinde un platou de negrese și își comandă și el la adresa cutare un platou de negrese. Și vine curierul, dă banul și a luat ursuleții sau negresele și e totul la vedere. Adică nu e nicio conspirație, nu știu de care. Nu-și trage gluga pe cap să se ducă în gang al blocului ca să... Da? Nu, pur și simplu. Comandă de pe internet și vine la ușă. Deci, domnul Oprișan, unde-i statul în povestea asta? Deci,
Da, e foarte greu să... Deși avem cadru legal, este legea 194 din 2011. Acum, tu ca să, mă rog, să incriminezi aceste substanțe, da, trebuie să existe niște date că au și efecte negative asupra sănătății. Studii. Adică să fie în spate, da, de la... Și aici Agenția Națională Antidrog monitorizează aceste, să spunem, urgențe datorate consumului de droguri, adică și acestor substanțe, și la fel admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri. Deci, ca să informăm telespectatorii, lunar, secțiile de primiri urgențe din țară și secțiile de psihiatrie raportează tot ce înseamnă, da, problematică pe consumul de, de substanțe. Și când erau acele magazine de vise în 2008, când au apărut ele, nu era cadru legal și atunci, în urma efectelor și a feedback-ului din, din spital, se introduceau pe tabelele cu substanțe puse sub, sub control aceste substanțe chimice, da, care se constata că produc efecte nocive asupra adolescenților. Dar tocmai aici este ingeniozitatea, pentru că în momentul când apărea un în tabele, da, schimba imediat substanța, dealerii, da, dădeau comandă de alte substanțe și apăreau alte substanțe. Din moment ce am avut deja experiența cu dar ce vreau să vă spun, să știți că din eu în luna mai am fost la conferința psihiatrilor No Addict de la Iași și deja colegii mei de acolo de la Iași aveau foarte multe cazuri de consum de astfel de jeleuri. La momentul respectiv și s-au găsit până în, mai în luna septembrie-octombrie, inclusiv de pe MAG. Da? Puteai să comanzi și să-ți vină aceste jeleuri cu substanță HHC. Acum HHC. Tânărul nu știa ce... Da. Erau jeleuri, deci exact ca și jeleul, cum a spus, ursuleț. Cu siguranță unii știu, alții nu știu, alții vorbesc cu ceilalți colegi. Cum se consumau? Eu am luat ursuleț, aceste... e fan decât să beau, mai bine ia și tu ursuleț, ia și tu... Că, deci la petrecerile respective, da, mă rog, aveau loc tot felul de joculețe și cine pierdea trebuia să consume aceste jeleuri. După ce consumă aceste jeleuri, bineînțeles că avea niște stări, pentru că îți dă anumite stări hipnotice și ești într-o, da, într-o anumită stare. Și râdeau de acea... Îl filmau, probabil, îl postau de acea persoană, exact. Și așa mai departe. Dar sunt și medicamente. Medicamente pe care și acum, le iei de la farmacie, dar nu le poți lua oricine. Aș vrea să spun. Da, da. Din punct de vedere al medicamentelor, a fost ceva mai bine reglementată treaba. Da, ok. Dar ei se pare că găsesc cumva să aibă acces și acolo. Găsesc întotdeauna s-a găsit. Pe vremuri nu era reglementată deloc. De ce spun? Se caută alte variante, da, cât de cât legale. Adică să nu aibă probleme cu legea. Și aici sunt tot felul de cocktailuri de medicamente. De exemplu, în pandemie s-a constatat că dacă consumi mai multe pastile de paracetamol, îți dă niște, tot așa, niște stări din acestea și era o mare problemă în București. Să nu faceți asta. La fel, tot felul de cocktailuri de medicamente, chiar unele medicamente consumate cu alcool, la petreceri, medicamente care se puteau lua fără rețetă specială, să zic cele din gama, nu știu, oxicodonă sau codeină, așa, sau exact. Așa. Erau medicamente care combinate îți creau anumite, de exemplu, mai acum câțiva ani, până în pandemie, era consumul de sirop de tuse, care, mă rog, îți dădea niște efecte... Codeina. Știu că pe vremuri, eu mi-amintesc foarte clar, când eram eu mică, era la liber codeina. Și în special cei de la artă, de la liceele de artă, consumau acest sirop pentru că le spuneau ei, le crește... Eu am făcut liceul de artă, dar nu pe știu. Vremea mea eu știam de Fortral, nu știu dacă... Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Se... Eu... da, dar nu erau, erau nu. La liber pe atunci. Dar oricum bine, era... anii 2000... 98-99, da. Suntem... Da, da, nu era așa de răspândit. Nu era de răspândit, da. Erau câteva cazuri de încercări de, de utilizare a unor medicamente în scopuri de, mă rog,
ați induce stări... Și ca să nu mai spun, mai mult decât pozitive, consumul de protoxid de azot. Ce am avut noi acum 2 ani, în vara lui 2021, pe plajă, în Vama Veche, în Costinești, când trăgeau din acele baloane. Știți că începuse și acum la... mă rog, când a început anul școlar... Este reglementat? Erau, păi nu ai cum să reglementezi. Da, este reglementat. În ce sens? Că se pedepsește vânzarea de solvenți către minori. Cu scopul de adică a folosi... Adică de unde procură copiii ăștia baloanele respective? Păi, de exemplu... Tot așa de pe mag? Adică protoxidul se găsește în niște capsule, cum, mă rog, cum erau înainte... Deci, cum spuneai, spune-ți-o, eu caut între timp. Deci cred că ar trebui să rectifici cumva cu vină, că a venit. Deci e clar că e aici fenomenul. Vedeți, nu mai e. Ajungem... Mă referam doar la legiferarea... Ca legiferare, exact, dar fenomenul exact este printre noi. Ajungem iarăși la părinți. Și aici și la stat. Este și statul, și așa stat este. Dar în primul rând, părintele, da, acolo este cheia. Sunt de acord, sunt de acord. Da. Părintele trebuie să știe, să aibă acces la informație. Noi trăim într-un secol al vitezei. Un secol în care însă există acces la informație pe care părinții mei nu l-aveau când eram eu mic. Nici măcar în 98-99, când mai auzeam și eu că se întâmplă în jurul meu, nu aveam acces la informație așa cum am astăzi. Deci eu pot să vă informez oricând despre efectele adverse ale oricărei substanțe despre care aud spunându-se ceva. Nu e nevoie decât să intru pe internet și găsesc. Da, am deci, găsit, da. Găsesc, deci găsești orice. Deci părinții trebuie să citească, să se informeze cu privire la... Dacă găsesc ceva la copiii lor, ce face acel ceva? Și dacă cineva crede că a avea control asupra răului pe care îl ingerează copilul său înseamnă că face un bine, eu zic că se înșeală amarnic. Peste vreo 20 de ani va vedea probabil efectele acelui rău pe care el consideră că l-a controlat. Eu nu cred că poți negocia cu rău. Ce spun psihologii la Obșan? Ce spun psihologii? Cum faci tu ca părinte? Lucrurile nu sunt ușoare. Da, sunt chiar complicate și aici, plecând de la, să spunem, hai să nu spunem războiul între generații. Dar eu nu spun, pentru diferențe că fiecare dintre generații și părinții noștri au avut ceva deci, de obiectat referitor la comportamentul nostru în anumite momente. Sunt caracteristici foarte diferite între generații și aici, baby boomer, da, părinții noștri, generația X, Y, Z. Z s-a terminat alfabetul și acum noua generație, nu știu, copiii de 8-10 ani este generația Alpha. Ei s-au născut cu acest device în mână. Da, din păcate. Nu pot, adică sunt total diferiți ca și construcție, ca și formare, ca și acces la informații față de noi. Din acest motiv este foarte complicat gestiona această relație, că practic aici este vorba de relația dintre părinte și, și copil. Pentru copil, accesul la așa ceva de la vârste fragede este exact, la fel de pentru că nu știe să facă drog diferența între ce este nociv și ce este bun. Că poți să-ți iei și informații. Prăjește creierul ăsta. Da, asta prăjește creierul. Foarte... exemplu meu. Te rog. Eu cred că sunt mă număr printre ultimii constanțeni care și-au cumpărat un telefon. După confirmăm noi că aveam o problemă reală cu Mihai, care nu avea, n-a avut ani de zile, deci toată lumea folosea WhatsApp-ul, vă confirm eu. Toată lumea folosea WhatsApp-ul, toată lumea folosea Facebook Messenger, iar omul ăsta și eu cu lumea îi trimiteam mesaje pe WhatsApp în continuu și nu înțelegeam crezut că are ceva cu bine. Deci pentru se că întâmpla, nu... se întâmpla 2019. Ca deci spun despre 2019 și Mihai nu răspundea la mesajele pe WhatsApp și am mers și l-am întrebat, măi omule, n-am. Ce se întâmplă cu tine? N-am. Cum adică n-ai? Nu am. Nu am nu mai telefonul de... meu și mi-a arătat telefon. Telefonul deci, meu nu permite la momentul respectiv. Permitea, era un Nokia C3 cu butoane. Nu-și descărcați aplicația. Nu, era o problemă, nici WhatsApp. Dar deci, era deci, bine. Da. Deci în condițiile în care dacă mergeți și la locuri de joacă, dar peste tot, nu știu, la cumpărături, să vedeți că părinții, de regulă, ca să stea liniștiți copiii, le pune device-ul. Da, da. Da, ca să se joace, sunt tot felul de jocuri. Ei, stau, motivul pentru care eu am evitat conectarea la tehnologie a fost că mi-am dorit să trăiesc. Știam
că din momentul în care voi avea un astfel de dispozitiv, timpul pe care mi-l voi aloca eu mie o să scadă și îmi voi aloca mai mult timp studiind anumite chestii pe telefon. Da. Multe inutile de altfel, da? Uh-huh. Și m-am observat și eu pe mine, dar am făcut o pauză, că pierd din ce în ce mai mult timp, fie pe Facebook, fie pe Instagram, fie, pe, fie chiar și pe internet. Dacă mă pierd 2-3 ore de pildă pe zi stând în telefon, am o problemă cu focus. Sunt momente când nu pot să mă concentrez cum trebuie. Chestiune care nu mi se întâmpla înainte de a avea acest device, eu am peste 40 de ani și eu simt pe mine că mă afectează atunci când stau mult prea mult pe el. Și stau, și stau, ei, dă un astfel de telefon la un copil de 10 ani, lasă-l 3 ore cu el și te vei întreba peste 2 ani de zile că bă, da, el nu ține minte, el nu știe limba română, nu știe matematică, nu poate să se concentreze la clasă. Păi de-aia nu se poate concentra la clasă, că se concentrează aici și creierul este afectat. Bănuiesc că sunt și studii care pot confirma ceea sunt ce studii, spun eu. Rând, da, dar eu spun eu cum simt eu. Mulți psihologi spun că din start că creierul lor și conexiunile neuronale la generația lor sunt diferite decât sunt la noi. Serotonina se eliberează altfel, dopamina da, se eliberează de altfel. Vorbim de dependență. Lucrurile sunt foarte diferite eu aici. Eu nu spun să privezi sus. Pur și simplu sunt altfel, designul lor este diferit decât pentru că au venit în alte condiții. Și atunci sunt evident mai evoluați și mai deștepți. Da? Cred eu, sunt generație diferit, superioară, da. Corect. Au acces la informațiile care nu au avut acces. Știți că da? E generația care va salva lumea. Așa se spune la generația dacă alfa. Dacă n-am distrus o noi deja, Doamne ajută să o salveze și să nu îngroape. Doamne ajută exact. Să o salveze să nu îngroape. Dar este important și cum cresc copiii aceștia. Este foarte important ca salveze lumea cu ce valori cresc, ce valori li se imprimă, da. ce viață, cum trăiesc, cum își trăiesc viața până la vârsta la care pot lua decizii și pot influența viitorul lumii. Înclin să cred că negocierea cu răul care se face atunci când este copil, dacă se face, s-ar putea să aibă efecte negative pe termen lung și să nu mai salveze lumea din moment ce el ajunge să cadă în... de vreme în patimi în care cad adulții și poate nu-și mai revin adulții căzând în acele patimi. Revenind, eu sunt pentru o legislație foarte dură, chiar dacă înclin să cred că duritatea nu poate rezolva problema. Tot timpul se vor găsi, știu și eu, oameni care să ocolească sau modalități de a evita. Dar cu cât este mai drastică, cu atât poate numărul celor care intră, ar putea intra sub incidența ei scade. Nu va fi zero niciodată. Vor fi oameni care vor încerca să o eludeze. Dar astăzi, în opinia mea, este un fenomen care pare scăpat de sub control. Chiar dacă sunt legi, legislația, din păcate, nu este aplicată cum trebuie. Discutăm de licee. Păi în licee se consumă. Nu numai se consumă și de alelalte. Da. Da? Da. Eu înțeleg și poliția, poate că are un număr limitat de angajați, dar în același timp mai înclin să cred și că fenomenul produce atât de mulți bani încât poți cumpăra și factori decidenți care da, poate să țină o lege la sertar, poate da. Să spună, bă, știi ce, nu deci e prioritate de acum. Păi da. Asta spun și atunci în momentul atunci în care, repet, este ușor de procurat și pe piață este o relaxare totală din partea tuturor factorilor care ar trebui. Evident că și copilul are această senzație, copilul slash adolescentul slash tânărul are această senzație că mai e cumva la limită, adică până la urmă o fi interzis în lege, dar de fapt e ca și cu alcoolul. Da? Dacă nu pune nimeni filtru să mă urc la volan, o fi în lege, dar dacă nu mă verifică nimeni, înseamnă că nu-și bate nimeni capul cu asta. O să vă rog să tragem niște concluzii așa de final. Eu sper să aduc în emisiune, îmi doresc foarte mult. Ramona Radulescu este profesor la Asociația Informatică pentru Viitor. Apropo de... Tu i-ai avut pe copii cu robot. Cu roboței, da. I-ai avut. Copii deștepți. Vreau să vorbesc că visul doamnei este să fac o academie și pentru adulți. Apropo de ce spuneai, da? Reacția noastră a părinților, reacția noastră a adulților. Visul doamnei este
să ajungă și adulții, să nu le taie aripile copiilor și nici să nu să reușească adulții, noi ca adulți să reușim să avem același entuziasm, să avem motoarele pornite, să vrem să schimbăm în continuare lucrurile și să nu ne dăm bătuți. Pentru că cei mai mulți dintre noi facem un pas și spunem nu mai pot. Corect. Da. Concluzii, domnul Păi, în primul rând, pentru părinți, ar trebui să stabilească reguli foarte clare și să nu se abată de la aplicarea acestor reguli, apropo de legislate, ce spuneam mai târziu. Și regulile de acasă, corect, așa este. Da. Să fie deci, să stabilească niște reguli foarte clare cu copilul și să se țină de ele. Da? Să-l îndrume către activități sănătoase, ce îi place, către hobby, un sport, nu știu, corect, către activități cultural-artistice. În weekend să petreacă timpul împreună, în natură. România este foarte frumoasă. Să se intereseze în permanență de anturaj, pentru că anturajul iarăși este o mare, o mare problemă. Și să țină în permanență contactul cu școala, cu profesorii, cu dirigintele și să nu să fie implicat și să nu îi fie rușine acolo unde nu știe și are o problemă care îl depășește, nu o înțelege, pentru că nu toți părinții au aceste abilități parentale. Da, unii părinți, nu știu, au școala mai puțină, provin din medii diferite. Pur și simplu, poate că nu mă duce capul încă o dată, exact, poate că atunci, nu-mi dau seama că ursulețul ăla inofensiv, este un drog. Să nu ne fie frică, nici să mergem la biserică, să avem un duhovnic cu care stăm de vorbă, să mergem la... Pe terenul lui Mihai. Să mergem la... Dacă spuneam eu, spuneai ceva, uite că a spus... Să mergem la... E foarte important să știți. Să mergem la medicul de familie, să avem o relație cu medicul de familie care este foarte important și, bineînțeles, cu școala, când sunt probleme, psihologul școlar este iarăși foarte important. Acum, în mediul școlar, să știți că sunt și licee, școli unde atât directorul cât și cadrele sunt foarte implicate și practic nu se întâmplă nimic, să spunem, negativ. Au foarte multe activități. Îndrumă adolescenții, elevii, către activități de voluntariat. N-am discutat, poate ar trebui să facem o emisiune cu voluntariatul, pentru că este foarte important în dezvoltarea unui adolescent să desfășoare aceste activități de voluntariat, indiferent unde, nu știu, în domeniul ecologic, în domeniul antidrog, oriunde, da? Dar să desfășoare activități de voluntariat. Și, nu în ultimul rând, aleșii noștri, da, care trebuie să dea niște legi aplicabile și să coerente cu realitatea și nu total rupte de realitate. Și cumva la momente operative și nu după ce s-a întâmplat, după ce au apărut, vedeți, geleurile sunt de un an de zile pe piață și noi ne trezim după un an, cu toate că au fost semnale. Medicii sunt singurii care trag semnalele de alarmă. Nu mai vorbim acum de faptul că nu avem centre de tratare, nu avem la secția de psihiatrie. A promis ministrul Rafila că va face astfel de centre, că vom avea, că vor fi. Încă la secția de psihiatrie nu avem o secție pentru minori. Deci minorii nu au unde să fie tratați. Da. Părinții să înțeleagă la fel și copiii adolescenții că se poate și fără fumat, și fără vapat, și fără drogat, și fără băut. Și e tare bine fără aceste lucruri. De asemenea, preiau și eu ce a spus domnul Oprișan, e bine ca părinți să-și ducă copiii la biserică de mici, pentru că acolo este un izvor nesecat de valori adevărate care rămân. Sunt perene, ele nu se schimbă și sunt valori sănătoase. De asemenea, așa cum foarte bine a spus și domnul Oprișan, trebuie implicați copiii în cât mai multe activități extrașcolare, sport, în primul rând sport, da? Și părinții să le stabilească niște reguli foarte clare, dar nu să negocieze prea mult cu rău, că nu-i de negociat. Peste 10-20 de ani s-ar putea să regrete. Înclin să cred că la momentul de față întreaga omenire se află în fața unui val de
hai să le spunem tentații, da? Și ori lupți, și asta este, îți asumi, ori cedezi și mai departe cine știe ce se va întâmpla. La nivel de legislație, n-ai nevoie numai de o legislație foarte dură, așa cum cred eu că este necesară în România, ci ai nevoie și de aplicarea legislației. Degeaba e o legislație foarte dură dacă n-ai cu cine să o aplici. Sau dacă cei care trebuie să o aplice sunt ușor pun repede, să spunem, botul la bani, ca să fiu mai... Da, exact așa cum s-a întâmplat și apropo. Așa, de final de emisiune, zilele astea a fost prinsă cu droguri, e fost apărătoare de cuvânt, a prin găsit de șandarmi din capitală. Deci, serios? Fix, da. La un control de rutină. Da, vedeți, deci el a devenit o chestie socială. Deci deja este în societate. Apropo și de polițistul care făcea parte din... Da, deci se întâmplă. Mulțumesc pentru prezența în emisiune astăzi și promit să mai realizăm astfel, chiar dacă sunt emisiuni de moși. Chiar dacă ne spune Dorian că, băi, iar ați făcut o emisiune de moși, chiar dacă ne spune chestia asta, eu promit să mai facem astfel de emisiuni, pentru că e o realitate, încă o dată. Eu mă confrunt cu astfel de lucruri și când încep să citesc, mă uit și mă documentez, mă gândesc, cum da, oare alți părinți? Poate nu stau atâta să caute și să investigheze și să vadă dispozitivele astea de culorile astea și așa mai departe. Că nu fac asta, asta e problema. Mulțumesc încă o dată. Și mulțumim și noastră pentru că ne-ați fost alături. O zi frumoasă în continuare. La revedere! La revedere!